un bun praznic. Bună praznic, o furtună. Abia pot să ciubăți în mână. Dăm la pește. Greu de tot, dar nu-i posibil. O să vă arăt, ca întotdeauna. Nori negri. Nori negri deasupra noastră. Nu vreau să mă lase câteva ore. Ce frumos cântă păsărelele. Am un nebunie de tot. Scuze, din cauza vântului se mai întâmplă. Da, se las niște cocoloși. Ce fac eu pe bună praznică? Ce fac eu? Dă-mi la pește. În 3 zile am dormit, nu știu cât, foarte puțin. Ceva nu fac decât să respin. Ce fac eu? Lune. Ce fac eu? Cântă păsările, nu știu dacă auziți. E extraordinar. Ce frumos. Asta înseamnă pescuitul. Pescuitul înseamnă natură, înseamnă relaxare. Nu înseamnă neapărat să prind pește, domne, fără pește. Nu, cu totul altceva. Auzi, nu știu ce e. Am făcut un filmuleț, nu știu, când sâmbătă, când era mai frumos. O să vă arăt pe unde umblu după bălți. Pe unde umblu.
Da, să borăs. Cu ce dau pun vână praznic. Trage foarte, foarte fin. Dacă dai copită grea, nu o mișcă. Adică nu văd trăsături. Bate vântul ăsta șuieră. Nu pot sta în casă, nu pot. Caut în permanență bălți, caut în permanență locuri, locații noi. Pescuiesc. Pescuiesc într-un. Mă gândeam adineori. Săptămâna trecută am rămas în câmp. Efectiv am rămas în câmp. Căutam o baltă, am găsit-o în final. Și n-a anunțat ploaie. N-a plouat, propriu zis. Câteva picături de... A dat câteva picături. Acolo am rămas. Chiar râdeam acum, zic, bă, nu se poate așa ceva. Și a trebuit să ajung acasă, e plecat de dimineață și am ajuns seara de tot, noapte, mai bine zis. Câteva picături de ploaie. A trebuit să caut tractor, m-am fost pe jos, vai de capul meu. Vai de capul meu. Ah, și căutând la fel o baltă care am mai pescuit pe ea și știam condițiile sunt foarte, foarte grele, dar uitați cum m-am dus și acolo am rămas. În fine, vântul ăsta a început să bate și mai tare. Să vedem. Dăm în agățături, pierd și ace, de ce să nu recunosc, dar dacă nu aș da acolo, n-aș prinde un pește. Un pește. Dacă nu... Acolo stă. Mai au venit doi pescari. Suntem trei. Nu se pătărește vântul ăsta. Nu se... Dar știam că e vânt, de ce se pătărește? Auzi, sunt doi vânt, de pe cât sunt doi vânt. Au, 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 au. Am băgat două căciuri gluga. Zici că suntem în plină iarnă.
Băi, extraordinar, extraordinar. Deci cu ea pe lat, am dat pe lângă. Ce vorbe, ce vorbe. Da, să intrăm în ritm. Uite crasul. Uite frumusețe. Uite frumusețe. Nu știu dacă se vede culoarea galben-galben. Măi, mor, măi, mici. Măi mari, măi mici, măi. Dar cum ați, cine s-a uitat la filmulețele mele, iau numai pești mai ca palmă. Pe cei mai mici, cred că dau drumul la mult, mult pește, în fine. Mă gândeam adineori de bolci. Acum, anul trecut, parcă a rămas pe pupăza. Nu știu cine și cei care pescuiesc la pupăza știu ce spun. Drumul este aproape acolo, ai rămas. Și dom'le întrăgea, n-am văzut, prinsesem o zi de-aia. O zi bună, dom'le. Trăgea extraordinar de frumos, a rămas acolo. Bine, am ieșit de acord, dar greu. Ah. Ce vreau să spun, cu cât te duci mai departe, cu cât drumurile sunt, cum să spun, inaccesibile, cu atât barta respectivă are mai mult pește. De asta și caut acest tip de bărți, în care ajungi, nu greu, foarte greu. Foarte, foarte greu. Și după cum observați, în momentul în care este pește în apă, că e frig, că plouă, că ninge, că sărăcește, că bate vântul, că indiferent ce s-ar întâmpla, prinzi, prinzi. Prinzi, pești. Dom'le, că s-a răcică. Nu, dom'le, dacă are balta pește, vei prinde pește. Indiferent ce se întâmplă. Indiferent. Mă duc în mașină, mai iau o căciulă. Bate prea tare. Da.
am pescuit când? Acum o săptămână, în fine. Dom'le, ce-am vrut să spun? Lua tenul cât degetul și ciortănii. Cât degetul, cât degetul. L-am întrebat, băi nene, de ce e peștele ăsta? Lasă, dom'le, că e bun în mălai, ce știi dumneata? Dom'le, da, zic, anul care vine, ce mai pescui, e păcat de el, cât mic de tot. Salunto, e pește de ăsta, n-ai cum, este ilogic, în fine, nu s-a uitat. Ia absolut tot. Și nu decât majoritatea bălților. Mamă. Răi de tot. Mi-am adus aminte, am fost de dimineață la Marian, la Mumel, de pescuit București noi. De la dânsul iau râme. Câteodată cum sunt anumite bărți, merge la râmă. Și da să vă arăt, m-a întrebat. Mă, la ce pescuiești, mă? Ce mă legă folosești tu? Stați așa, să vă arăt și dumneavoastră. Mă legă făcută de mine, vă arăt foarte moale. Foarte moale, imediat. Acesta este cocoruș. Nu l-am scăpat, nu știu ca să vede, în fine. Foarte moale. Deci în momentul în care a atins-o, automat s-a lipit de bot. Un foarte bun pescar zice, pescuiesc la mămăligă mai moale, îl cred. Mămăligă făcut. Am trecut, de ce să iau niște râme? Data trecută, am mers mai bine la râmă, de ce să vă mint? Mă gândeam că este frig și merge mult mai bine la râmă. Are niște râme? Bine. Râme mai subțiri și am arătat mămăliga, zic. De-a mariere, cu asta dau. Dar se întâmplă, de multe ori am pățit chestia asta, pe baltă, să-mi vină cel din satul respectiv sau din localitatea respectivă cu niște râme să mă facă zob. La mămăligă eu luam unul, el lua 5. Cu niște râme zici că sunt șerpi. Ia uite-l, frumusețe. E, uite așa, început de săptămână. Să mai măcină vremea asta, eu știu o oră. Așa, nu, într-o oră iau pește de ajuns să bară. Am luat 5 unul după altul, dar ce-am vrut să vă spun, s-a lăsat un frig și s-a urlat, vreau de ce s-a urlat. Te uiți mereu să vezi dacă începe, Doamne ferește, asta mai trebuie ploaie ca să... Dar m-am uitat pe telefon și n-a arătat, dar nu am încredere în ce zic. Și așa la știri nu m-am uitat niciodată și nu mă uit, mă uit decât pe telefon, la vreme. Și... Nu mă uit la știri să văd, nu mă uit.
S-a norat, bate și vântul ăsta îți dă o senzație de frig de... Mă gândeam cum a fost în ianuarie, în februarie. Aprilie a fost mai rece ca lunile de iarnă. Foarte, foarte, foarte frig. Se vede. Au! De câte ori închid telefonul? Da, asta e o regulă nescrisă. De atâta ori tragi. De câte ori închid telefonul? De atâta ori tragi. De ce închid telefonul? Ca să-mi rămână baterie și pentru la final. Să voară peștele prins. Altfel. Yeah. Poate. Dar bate vântul ăsta, nu mă lasă de nicio culoare. Nici n-am cum să pun telefon. Dar nu mă las, tot vă arăt un întreg. N-ai cum să pui. Au. Greu de tot. V-am spus, mai sunt doi pescari în dreapta mea. Nu mă deranjează. Doamne ferește. Dar... aici, având agățături, automat ai mult mai multe... șanse să prinzi pești. Acolo nici nu agăți. Dai într-un loc curat, dar nici nu prinzi. Și l-am înțepat. Și l-am înțepat. Dar nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Uf, Doamne. Am zis să mă duc să iau un provor pe mine, eu am zis provorul tot în mașină, dar mai prind unul și mă duc după. Vă arăt și cum v-am promis, auto, cum uite? Să vă arăt și unul în direct. Mă duc să iau un pulover, mă duc să mă îmbrac în mor aici.
poate nu mă credeți, unul după altul. Deci, unul după altul. Ce rău e. Cum se ceacă. Unul după altul. Galbeni și frumoși. A venit din dreapta, v-am zis că dă cineva la pește, m-a întrebat la ce dau la mămărigă, m-a rugat să-i dau, îi dau, nu, i-am dat, nu e nicio problemă. Ideea mare că... trebuie să aibă o linie cu un ac mult mai subțire ca să poate să nu, să nu cadă mămăriga. Dacă are acuplus, automat mămăriga va cădea. În fine. V-am arătat, pescuiesc la linii foarte, foarte fine. Altfel nu-mi tragi. Nu trage de... Ah! Nu trage bandită de nicio culoare. Să zici că o vede în apă. Deci cu trei provără pe mine, cu geacă îmbrănită cu grugă, mi-a luat geacă cu grugă, tot e prins. Ce greu și de ce nu pentru? Fiind foarte ușor? Să fac, nu e, nu e. Să răspund la două întrebări. Aruncăm în apă. Cineva m-a întrebat, dom'le, de unde ai dumneata bani să te duci la pește? Citesc și nu-mi vine să cred. Pur și simplu nu-mi vine să cred. În fine, i-am scris, dom'le, muncesc, ca și majoritatea oamenilor muncesc. Am servici, muncesc și asta e. Și nu știu de ce să vă mint. Tot aceeași persoană sau altă persoană m-a întrebat, dom'le, dar dumneata te duci zi de zi. Ce serviciu ai să te duci zi de zi? Dom'le, serviciu pe care l-am îmi permite să mă duc și zi de zi la pește și să am ciuban de pescuit. Dar în fine, știi, rămâi cu tot asta. Ah, rămâi cu tot cu gura căscată. Am arătat de atâtea ori bună. Plătesc ca și dumneavoastră, ca toată lumea. Muncesc. De unde să ai bani? Despre câte ori mă duc la pește, asta n-are nicio... n-are nici prin nici mânec. Mă duc de câte ori vreau. Îmi place și am repetat acest lucru foarte, foarte mult să pescuiesc. Foarte mult. Nu să stau o zi întreagă, că nu pot. Că n-am cum. Dar dacă stau o oră, două ore, a, uite ce am luat, mă relaxează enorm. Uitați de ce pești spuneam. Ieși ciortanică, ieși tenișor la dimensiunea asta. Nene, să iei așa ceva și să-l bagi în, la cratiță, auzi, cu mușdecul, să... mi se pare absurd, da, în fine. Ca să închei,
care sunt micuți. Nu este cât palma, la nu, ca una apoi. Și ca să închei, peștele prins este în 99% din cazuri dat. Nu este toată lumea milionară, nu este toată lumea, nu are bani. Foarte, foarte mulți oameni care nu își permit acest lucru să cumpere. Să cumpere un kilogram de pește. Ei, fac pachetele și dau. Și pe buftea, când pescă, pe orice baltă când pescuiesc, automat, dacă vreau, mă opresc. Eu știu, 2-3 pești, mi-a ajunge. În rest, peștele este dat. La oameni care nu își permit acest lucru. Și la muncă, pe scară mai ales, îl dau. De ce? Nu ajungi. Pescuiesc de plăcere, dar niciun caz de foame sau nu, de plăcere. Ce sunt? Am arătat ieri firul, fir de 10 trabucu, linie principală de 12, ac de 12, mereu pescuiesc pe forfac, se rupe, mi se rupe decât acu, atât, acu. În apă va rămâne decât acu, nu rămâne toată linia. Una după alta. Bău! Au! Au! Ce frumos! Și l-am și înțepat. N-a vrut. Am spus și ieri, în momentul în care scap 3-4, schimb acum. Vârful... Nu mai înceapă. Am agățat și în creci până i s-a dat drumul să ajunge decât să tocească puțin și nu înceapă de nicio culoare. Ratez unul după altul. Și cât durează? Câteva minute să schimb un an. Un minut. Ah. Poate așa că nu mă lasă, mai vă arăt încă unul. Minune, cerească că n-am pierdut niciun actor acum, dar nu zic 8. Nu că aș da la niște ace, eu știu, scump. Nu. Hai mă! Trebuie... Fai, extraordinar! A doua oară când îmi scap. Am surs un ac. Doar, stați așa că nu ne lăsăm promisiune. E promisiune. Am uitat în mașină, am de toate, în afară de cizme. M-a dus să mai trag o pereche de ciolaci.
Băi să fie. Băi să fie. Băi să fie. Hai să fie. Hai să fie. Dar promisiune e promisiune. Am prins ce mi-a venit, asta e. M-a dus să-mi iau niște ciorap că... De vreun sfert de ură zic să mă duc să schimb, să mă duc să schimb ciorapi. S-ai găsit? Că suntem în mijloc de iarnă. Adică să-mi iau unii mai gust. Nu știu câte ceasul, nu știu dacă e 8. M-a lucrat în foi de viță. M-a lucrat în foi de viță. S-a schimbat acum. Nu, mai dau încă o dată. Nu se poate așa. Nu se poate. Banditul e. Banditul banditilor. Păi la o pută grea. La o pută grea. Nici măcar... Nu că nu vezi trăsătura. Nu vezi trăsătura. Ia uite. A pus masa oamenii. Muzică. A pus mă, bravo lu! Sticlă și... În fine, jos pălărie! Niște trăsături de...
Criminal. Asta înseamnă pescuit, provocări. Mă, ce se întâmplă? Unde greșești? Ce să... Se poate așa. Să luați mai mult. Să-l iau din prima. Dar o pune pe nas, efectiv o pune pe nas și trag pe lângă. S-ar putea să fie cărășel foarte mic. Să dea decât în ea și să cadă mămăliga. Să multe chestii. Băi, extraordinar. Dar nu mă las. Deci nu mă las. E să vi-l arăt. Pe banditul care îmi face chestii de-astea. Dacă are mămăligă. I-am dat mămăligă, da. V-am spus, mămăliga mea e altă. Ce bate vântul ăsta, nici nu pot să ciubăți vântul. Hai că, dacă și acum scăpăm. Am lăsat puțin mai mult. Uitați-vă ce caras. Uitați-vă ce caras. Uitați-vă ce caras. Și el abia trage. Abia trage.
Mamă. Ce e frumos. Ce e frumos. Ușor, ușor, capturul subțire, nu știu de bun. Nici nu mai au cuvântul ăsta, nici nu mai... Arăci, cred că... Ma, să faci. Mamă, mamă, îmbrăcați, îmbrăcați cu palton, că e zi de iarnă, chiar asta o să fie tis, zi de iarnă. Zi de... Gheța și inima mine. A început o ploaie. Deci după ce m-a bătut vântul și un frig extraordinar, acum a început și ploaie. Deci a... Dar ploaie? Nu vă spun ce rece. Nu m-ar mira să și ningă, știți, ca să fie dacă mă copresc. Incredibil. Partida de astăzi a luat sfârșit. Vă arăt imediat peștele, nici nu-ți dai seama, tot trăgând unul pe altul, ce cantitate ai. Dați-vă pește. Nici nu știu dacă e ora 10, mai stătea, dar a început să plouă. Dați-vă pește. Mă refer la caras. Dați-vă cât de frumos poate să fie. Cam asta a fost, mă plouă de mă. M-a făcut de competiție, m-a făcut.
Nu mai așa ținut. Ba, ploaie, ba. Ce-am luat numai... Ce era mai mare ca palmă? Nu am tot. Dar niciodată nu voi lua, că nu trebuie. O zi frumoasă vă doresc, mă duc repede, mă încălzesc, că nu mai am înghețat.